Bună, Teodora! Bună seara! Continuăm. Da. Capitolul 12. Dumnezeu mustră pe David prin prorocul Natan. Pedeapsa lui David și pocăința lui. Deci Domnul a trimis pe Natan la David și el a venit la David și a grăit. Era odată doi oameni într-o cetate, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea turme și cireze afară, din care de multe. Săracul însă nu avea altceva decât o singură oiță mică pe care o cumpărase. Și el o crescuse și o făcuse mare împreună cu copiii săi. Și mânca din îmbucătura lui și bea din strapa lui și dormea la sânul lui, așa încât era ca și copila lui. Și a venit un drumeț la omul cel bogat și lui a venit peste mână să ia din turmele ori, din cirerile sale, ca să gătească ospăț drumețului care venise la el. Și atunci a luat oița omului celui sărac și a gătit-o omului venit la el în gazdă. Atunci David s-a aprins strașnic de mânie împotriva acelui om și a zis lui Natan: pe Dumnezeul cel viu, vrednic de moarte este omul care a săvârșit această faptă. Iar pentru oiță să dea o ispașă de 7 ori mai mare, fiindcă a săvârșit această faptă și pentru că a fost fără cruțare. Atunci Natan a grăit lui David: tu ești omul acela. Așa rostește Domnul Dumnezeul lui Israel: eu te-am uns pe tine rege al lui Israel și eu te-am scăpat din mâna lui Saul. Da, tu ți-am casa domnului tău și la sânul tău pe femeile stăpânului tău. Da, tu ți-am casa lui Israel și a lui Iuda, și dacă aceasta ar fi fost prea puțin, aș fi mai adăugat atâtea și atâtea. Pentru ce ai disprețuit cuvântul Domnului și ai făcut ceea ce urgisesc ochii mei? Pe Urie Heteul l-ai ucis cu sabia, l-ai omorât cu sabia fiilor lui Amon, iar pe femeia lui ți-ai luat tu ție de femeie. De aceea sabia nu se va depărta niciodată de casa ta, căci pe mine m-ai disprețuit, iar pe femeia lui Urie Heteul ți-ai luat o ție femeie. Dar iată ce rostește Domnul: iată, îți voi urzi prăpădul chiar din casa ta, căci voi lua sub ochii tăi pe femeile tale și le voi da aproape lui tău, care se va culca cu femeile tale în văzul soarelui acestuia. Și dacă tu ai săvârșit fapta nascuns, eu voi săvârși o la arătare înaintea tot Israelul și la lumina soarelui. Atunci a grăit David lui Natan: păcătuit am înaintea Domnului. Răspuns a Natan lui David: și totuși Dumnezeu a iertat păcatul tău, nu vei muri. Deci iată care este iertarea acestor, așa zise, păcate, că așa se numește aici, adică și-a ales binele propriu David. I-a plăcut de femeie și l-a ucis pe soțul ei pentru a avea pe ea, pe Batsheba. Deci dacă nu murim, înseamnă că Dumnezeu ne-a mai dat o șansă. Dacă nu murim direct pentru închinarea la idol, pentru binele propriu. Și fiindcă prin fapta aceasta tu ai disprețuit pe Domnul, pruncul ce ți s-a născut va trebui să moară. Deci iată cine a plătit pentru faptul că David și-a ales binele propriu, ce a vrut ego-ul lui, da? Faptul că l-a ucis pe Urie și a luat-o de soție pe Bathsheba, plătește cine? Generația următoare. Îi moare propriul copil. Apoi Natan a plecat acasă, iar Domnul lovi pe pruncul pe care îl născuse lui David, femeia lui Urie, și el se îmbolnăvi. Și David chemă în sfântul locaș milostivirea lui Dumnezeu pentru prunc și ținu post și intrând în casă mase, noaptea jos, a rămase noaptea jos, învelit în sac. Iar bătrânii de la curtea lui veniră îndată la el ca să-l scoale de jos, însă el nu voie și nici nu puse nimic în gură. A șaptea zi pruncul muri. Și curtenii lui David se temeau să-i spună că pruncul a murit, ci chibzuiau: ia vedeți, când pruncul era în viață, noi i-am vorbit și el n-a ascultat de glasul nostru. Cum îi vă spune acum pruncul a murit?
ar putea săvârși vreo nenorocire. Însă David a băgat de seamă că slujitorii săi șoptesc între ei și David a înțeles că pruncul a murit. Atunci David a întrebat pe slujitorii săi, așa e că pruncul a murit? Iar ei răspunseră, a murit. După acestea, David s-a sculat de jos și s-a spălat și și-a uns părul și și-a schimbat veșmintele. Apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Pe urmă s-a întors acasă și a poruncit să-i se dea de mâncare și a mâncat. Atunci slujitorii săi i-au greit, ce va să zic această purtare a ta? Când copilul mai era în viață, ai postit și ai plâns, iar acum când a murit, te-ai sculat și ai cerut de mâncare. Răspuns a el, când pruncul mai trăia, am postit și am plâns, căci mă gândeam, cine știe, poate că Domnul se va îndura de mine și va lăsa copilul cu viață. Iar acum, după ce a murit, de ce să mai postesc? Pot oare să-l mai aduc înapoi? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine. Deci postise aici David, tot dintr-un ego. Iar Dumnezeu a știut că poate s-ar fi schimbat situația. Dar pentru că Dumnezeu ne vede și din interior și din exterior, a știut că acolo David avea o așteptare. Deci știa că s-ar putea îndupleca Dumnezeu dacă el ține post. A dormit pe jos 7 zile, n-a mâncat, s-a îmbrăcat în sac. Dita mai regele s-a îmbrăcat în sac, dar a făcut-o cu așteptare. Deci iată că dacă facem lucrurile cu o așteptare, nu se împlinesc și nu se schimbă. Și tot blestemul ăla care l-a spus i-a fost foarte clar că din casa ta va veni sabia și copilul ce ți l-a născut, Bașeba, va muri. S-a împlinit și n-a avut ce să facă. Asta înseamnă că dăm victoria, așa zisului dușman cu ghilimele. Nu ne putem împotrivi. N-a mai fost nimic de făcut. Și care este problema cu postul ăsta? Că e o problemă grea. Dacă ții postul, tot timpul se pune. Dacă ții postul ca să obții ceva, nu se pune. Da, este egal cu zero, da. Da. Pentru că dacă îl ținem ca să obținem ceva, este tot dintr-un ego. E ca ce pusesem acum de curând pe TikTok, nu? Mă gândeam așa la ce citisem noi în Vechiul Testament despre post și chiar la lucrul acesta m-am gândit că în religii mai ales, în cele creștine, se ține acest post al Paștelui, al Crăciunului, câte ori mai fi, peste an 4, parcă sunt la ortodoxi, nu știu, catolici cât țin, mai puțin important, dar se ține cu un scop, ca să se împărtășească. Ori, de fapt, această înfrânare, cumva, ceea ce ne spune și Vechiul Testament și ce se vorbește și în școala iubirii, este o stare continuă. E ceva ce... Și postul se relatează nu ca fiind post de la carne sau post de la lapte, de la brânză, de la ouă, ci se relatează ca postul ca fiind să reziști cât mai mult fără mâncare, cât de mult poți, fără nimic. Adică doar apă. Da. Însă fără un scop anume. Iată că de la David aici a mâhnit, îndurerat, probabil pentru copilul lui, că făcuse anumite lucruri din ego și atunci probabil că crescuse acolo puțin. Înainte de acest lucru ținuse post din dăruire pentru ceilalți. Deci ca un dar. Și aici ne arată că îl ținuse cu un anumit scop. De aceea Dumnezeu nici măcar nu a simțit lucrul acesta. Nici nu s-a uitat la lucrul acesta. Pe urmă, David a mângâiat pe Batșeba, soția lui, și a intrat la ea și a zămislit și ea a născut un fecior și el i-a pus numele Solomon. Și Domnul îl iubea. Și iată de ce n-a lăsat nici copilul acela să trăiască Dumnezeu. Pentru că David acolo, adică David cu Batșeba, situația care era de altfel, copilul s-a născut din
un furt de energie, cumva, acel copil. Deci David deja avea nu știu câte soții, nu? Nu știu cât, 4-5 câte avea. Și avea și țiitoare, că așa spune în Biblie. Avea și un fel de harem, nu știu cum se spune, țiitoare. Și totuși a dorit-o și pe Bathsheba. Dumnezeu nu a dorit să nască să trăiască acel fecior, aducând totul în zero. Deci prin acest lucru, prin faptul că a murit primului copil, cu Bathsheba, a adus totul în zero. Deci s-a răscumpărat moartea lui Urie acolo. Pentru că l-a omorât nevinovat. A dorit ceva pentru sine și atunci a adus totul în zero, după care a mai născut un fecior și Domnul îl iubea, ce ne zice aici. Și Domnul i-a trimis vorbă prin Natan, prorocul, și a spus, i și-a pus numele Hedidia, după cuvântul Domnului. Deci a avut un nume, Solomon, care era al lumii, dar numele sufletului lui Solomon se numea Hedidia, Iedidia, scuze. După acestea, Ioab a bătut Raba, orașul domnesc al fiilor lui Amon, și a cuprins cetatea apelor. Și Ioab a trimis vestitor lui David spunând: m-am războit cu Raba și am cuprins cetatea apelor. Deci acum tu adună oastea care a mai rămas și împresoară cetatea, cucerește-o ca să nu cuceresc eu cetatea și să poarte numele meu. Atunci David a strâns toată oastea și a pornit împotriva Rabei, pe care a împresurat-o și a cuprins-o. Și a luat cununa idolului Milcom de pe capul ei și din ea David și-a făcut una pe capul lui. Și ea cântărea un talent de aur și avea pe ea o piatră nestimată care a fost pusă pe capul lui David. Și el a scos din cetate mare mulțime de pradă. Iar poporul din cetate l-a scos afară și l-a pus la corvezi cu ferăstrău și cum mlăcia de fier și cu securea și să lucreze la cuptoarele de cărămidă. Și așa a făcut toate cetățile amoniților. Apoi David, împreună cu toată oastea, s-a întors la Ierusalim. Capitolul 13. Tamara, Amnon și Absalom. Iar după acestea, Absalom, fiul lui David, având o soră prea frumoasă care se chema Tamara, Amnon, tot fiul lui David, s-a îndrăgostit de ea. Și Amnon era chinuit greu și gata să cază bolnav de dragul sorăsii Tamara, căci ea era fecioară și lui Amnon îi se părea lucru cu neputință să apunce pe vreo cale cu ea. Și Amnon avea o prietenă, anume Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Ionadab era om tare iscusit. Deci el zise lui Amnon: de ce ești tu o principe atât de abătut zi de zi? Nu vrei să-mi spui mie? Răspunsa lui Amnon: iubesc pe Tamara, sora lui Absalom, fratele meu. Atunci a spus Ionadab: culcă-te în patul tău și fă-te că ești bolnav și când tatăl tău va veni să te vază, să-l rogi. Aș vrea să vină Tamara, sora mea, ca să-mi dea ceva de mâncare și să gătească mâncarea înaintea ochilor mei, ca să văd și eu să mănânc din mâna ei. Și Amnon s-a culcat și s-a făcut că e bolnav și venind regele să-l vază, zise Amnon către rege: să vie Tamara, sora mea, și să-mi pregătească sub ochii mei două turte să mănânc din mâna ei. Atunci David a trimis în palat după Tamara și a poruncit să te duci în casa fratelui tău, Amnon, și să-i faci ceva de mâncare. Și astfel Tamara a venit în casă la Amnon, fratele ei, și el era culcat. Și a luat cocă și a frământat-o și a făcut turte înaintea ochilor lui și a pus turtele la foc. Apoi a luat tigaia și a răsturnat-o înaintea lui. Însă el n-a voie să mănânce și a strigat: să iasă toți din fața mea. Și au ieșit toți de la el. Zise Amnon către Tamara: adu-mi de mâncare în ea ta, să mănânc din mâna ta. Și Tamara a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui ei Amnon în ea ta. Dar când a venit lângă el să-i dea să mănânce, el a prins-o și a spus: vino, culcă-te cu mine, sora mea. Răspunse a ea: nu așa, frate meu, nu mă lua cu sila, căci nu se face așa în Israel, nu săvârși această ticăloșie. Deci în cătrom mă voi duce eu cu ocara mea, iar tu vei fi în Israel ca unul dintre netrebnici, ci vorbește acum cu regele, căci el nu se va împotrivi să mă dea după tine.
Însă el n-a voit să asculte de rugămințele ei, ci fiind mai vârtos decât ea, a luat-o cu deasila și s-a culcat cu ea. Și Amnon simți pentru ea o ură mare din calea afară, că era mai mare ura cu care o ura decât dragostea cu care o iubise. Și atunci Amnon a strigat la ea, scoală-te, du-te, și a zis către el, nu, fratele meu, căci dacă mă gonești, mai mare este nelegiuirea aceasta decât cealaltă cale pe care ai săvârșit-o cu mine. Dar el n-a voit să-i dea nicio ascultare, ci a chemat pe copilul său de acasă, care slujea, și a poruncit, alungă-o pe aceasta de la mine afară și închide ușa după ea. Și Tamara avea pe ea o haină lungă cu mâne și încă așa se îmbrăcau înainte vreme fiicele regelui cât erau fecioare. Deci slujitorul a dat afară și a închis ușa după ea. Atunci Tamara și-a pus cenușă pe cap și haina cea lungă de pe ea, cea cu mâne, cea sfâșiat-o și s-a apucat cu mâinile pe cap și a pornit să meargă și să țipe pe când mergea. Și a întrebat-o Absalom, fratele ei, nu cumva Amnon, fratele tău, a fost cu tine? Dar acum, sora mea, liniștește-te, căci fratele tău nu-ți fie inima rea pentru aceasta. Deci Tamara rămase nemângâiată în casa fratelui ei, Absalom. Și auzind regele David de toată această întâmplare, se mânie foarte. Absalom însă nu vorbi cu Amnon nici în rău, nici în bine, dar Absalom ura pe Amnon pentru cuvântul că smerise pe sora sa Tamara. Observăm ce cuvânt se dă la viol aici. Smerise pe sora sa Tamara. Smerise. Deci, practic, a ajutat-o. Aici, tot la fel, se vede plata, așa zisei greșele ale lui David, și cum i-a spus Dumnezeu că o să fie, așa și este. Deci, așa a și fost. Ea nu s-a putut împotrivi, da? Sufletul ei a acceptat tot ce a venit din față, cu bucurie pentru a închide acea, cum poate să-i spune, în greșeală, nu știu, neascultarea lui Dumnezeu, neascultare pe care au avut-o David. Deci așa se întâmplă și la noi din generație în generație. Ne întrebăm uneori de ce anumită persoană pățește anumite lucruri, pentru că socoteala Domnului este mult mai mare decât socoteala acestui eu, care nu are habar de ceea ce se întâmplă de fapt și de ce planuri are Dumnezeu. Și nu numai aici, faptul că Tamara a fost forțată, ea de fapt primește smerise, deci a primit foarte multă energie subtilă, pentru că ea nu făcuse, ea doar o trebuie să accepte, nu a avut altceva de, nu a avut altă soluție. Așa i-a fost dat să fie, ca să se aducă în zero neascultarea lui David. Și deci, uite ce înseamnă aceasta, smerenie, smerise. După 2 ani de zile, Absalom puse să-i tundă oile la Baal Hațor, lângă Efraim, și Absalom pofti pe toți fiii regelui, anume ducându-se la lege și spunându-i, iată că robul tău are tunzători la unsul oilor. Binevoiască regele să vie cu cutenii săi la robul său. Însă regele i-a răspuns lui Absalom, ba nu, fiul meu, să nu mai venim toți ca să te împovărăm. Atunci Absalom a stărâit pe lângă rege, dar regele n-a voie să meargă și l-a binecuvântat să plece. Atunci grăita Absalom, dacă nu, să meargă cu noi, cel puțin Amnon, fratele meu. Și regele răspunse, de ce să meargă cu tine? Dar Absalom s-a ținut de rege până când i-a dat voie lui Amnon și tuturor fiilor regelui să vie la el. Și Absalom a poruncit slujilor sale și le-a spus, băgați de seamă, când Amnon va începe să se învelească de vin, să se înveselească de vin și eu voi rosti către voi loviți pe Amnon, voi să-l omorâți. Să nu vă fie teamă, căci eu sunt cel ce vă poruncesc, fiți curajoși și dovediți-vă viteji. Și slujile lui Absalom făcură cu Amnon pe cum le poruncise Absalom. Atunci toți fiii regelui se sculară și încălecară fiecare pe catârul său și fugiră. Și pe când erau încă pe drum, sosi la David zvonul acesta. Absalom a înjunghea pe toți fiii regelui și n-a mai rămas dintre ei niciunul. Și s-a sculat regele și și-a sfârșit veșmintele și s-a culcat la pământ. Și toți casnicii din jurul lui stăteau cu veșmintele sfârșiate.
Dar Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, se ridică și grăi. Să nu gândească stăpânul meu că au fost omorâți. Toate odrazile fiii regelui, fiindcă numai Amnon trebuie să fi murit, căci după capul lui Absalom, nenorocirea aceasta era hotărâtă din ziua în care Amnon a umilit pe soră sa Tamara. Da, deci umilința aici este descrisă ca smerenie. Nu ca ceva din zilele noastre văzut cu această etichetă negativă. Milința este smerenie. Deci acum, stăpânul meu, regele, să nu pună la inimă gândul acesta, ci să creadă că au murit și să creadă că au murit toți principii și numai Amnon singur trebuie să fie murit. Însă Absalom fugise și ridicându-și ochii, ostașul care era de strajă și uitându-se, iată că gloata multă venea pe povârnișul de la Horonaim la vale. Atunci un adab zise către rege, iată fiii regelui sosesc, precum a zis robul tău, așa s-a și întâmplat. De-abia isprăvise cuvântul și iată. Fiii regelui sosiră și ridicând glasurile lor plânseră și la fel și regele și toți curtenii lui au pornit să plângă cu jale mare. În vremea aceasta Absalom fugise și s-a dus la Talmai feciorului Amihud, regele din Geshur. Însă David era în mare tristețe toată vremea din pricina feciorului său. Astfel, Absalom fugind și ajungând în Geshur, a stat acolo 3 ani. Iar duhul regelui conteni cu mânia lui împotriva lui Absalom, căci se mâniase acum de moartea lui Amnon. Da. Deci s-a împlinit ceea ce îi spusese Dumnezeu. I-a murit primul copil cu Batsheba, apoi una dintre fiicele sale a fost smerită de propriul frate și după care i-a murit încă un fecior. Și mai urmează și trădarea lui Absalom. Toate din interiorul casei lui, adică din interiorul lui, de aici au plecat toate. Tot ce s-a întâmplat la exterior, așa cum s-a întâmplat în casa lui, au venit de aici, din interiorul lui. Capitolul 14. Întoarcerea lui Absalom și împrejurările însoțitoare. Cioab, fiul lui Țeruia, a înțeles că inima regelui tânjește după Absalom. Drept aceea, Ioab a trimis la Tecoa și a adus de dincolo o femeie iscusită și a vorbit cu ea. Fă-te că ești cu mare jale și îmbracă-te în veșminte cernite și nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multe zile plânge după un mort. Și intră la rege și vorbește așa. Și Ioab a învățat-o cuvintele pe care avea să le spună. Deci femeia din Tecoa a intrat la rege și a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și a grăit. Măria ta, ajută-mă! Zisa regele către ea, care este păsul tău? Răspunsa ea, vai, sunt o femeie vădvă, căci bărbatul meu a murit. Și roaba ta avea 2 feciori și s-au încăierat amândoi pe câmp și nefiind nimeni care să-i despartă, unul l-a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată s-a sculat tot neamul împotriva roabei tale și strigă, dă-ne pe cel ce a omorât pe fratele tău ca să-l isprăvim, răzbunând viața fratelui său pe care l-a ucis și vom nimici și pe moștenitor, vom nimici și pe moștenitor. Astfel, ei vor să stingă tăciunele care mi-a mai rămas, ca să nu-i mai lase soțului meu nici nume, nici urmași pe fața pământului. Atunci regele a grăit către femeie, du-te la casa ta, căci eu voi da porunci spre binele tău. Dar femeia din Tecoa a răspuns regelui, asupra mea, stăpâne, măria ta, să rămână vina și asupra casei tatălui meu, iar regele și tronul său să fie fără vină. Zise regele, cine îți va căuta pricină să-l aduci la mine și nu se va mai lega de tine? Răspunsa femeia, aducă-și aminte regele de Domnul Dumnezeul său că răzbunătorul sângelui să nu săvârșească acest mare prăpăd și să nu piardă pe feciorul meu. Atunci regele grăi, viu este Domnul, niciun fir de păr al fiului tău nu va cădea pe pământ. E a doua oară când apare expresia niciun fir din capul nostru nu cade pe pământ fără Fără voia el, lui, da. fără voia lui, da. A mai apărut odată. Credință mare
în David când vorbește așa. Le și simte când le spune, când le-a spus atunci. Le simțea. Vorbita iar femeia. Îngăduie roabei tale să mai spună un cuvânt stăpânului meu regele. Răspunsul ea, vorbește. Atunci a zis femeia, de ce, dar cu gestuna ca aceasta împotriva poporului lui Dumnezeu? Că justi regele cuvântul acesta, el este de-a dreptul vinovat, pentru că nu aduce înapoi pe izgonitul său. Și noi vom muri fără îndoială și suntem ca apa vărsată pe pământ și care nu se mai adună. Dar Dumnezeu nu va lua viața celui care își bate capul și face planuri ca să nu lase în surghiun pe cel surghiunit de lângă sine. Deci Dumnezeu nu va lua viața celui care face totul pentru celălalt, inclusiv planuri. Dacă faci planuri pentru celălalt și nu pentru tine ca să-l ajuți, nu ne ia viața. Dar dacă facem planuri pentru un eu, ni se scurge viața. Da. Iar acum a venit ca să spun acest cuvânt regelui, domnul meu, fiindcă gloata m-a speriat și atunci s-a gândit roaba ta, ia să vorbesc cu măria sa, poate că regele va împlini rugămintea roabei sale. De bună seamă, regele va da ascultare și va izbăvi pe roaba sa din mâna omului care umblă să mă piardă, pe mine împreună cu fiul meu din moștenirea lui Dumnezeu. Apoi s-a gândit roaba ta, cuvântul stăpânului meu, regele, să-mi aducă liniște, căci în tocmai ca îngerul lui Dumnezeu, așa este stăpânul meu, regele, ca să asculte și binele și răul. Ca să asculte ce? Binele și răul. Și binele? Și răul. Răul. E și aici. Da. E chinezul și. Deci, căci în tocmai ca îngerul lui Dumnezeu, așa este stăpânul meu, ca să asculte și binele și răul. Da, da. Vă să spun și ceva aici. Da. Am observat în ceea ce ai citit tu până acum că este o combinație între voință proprie și voință divină. În măsura în care când omul întâlnește greutăți, apelează la Dumnezeu ca să îl susțină. Până atunci greșește. Întotdeauna când merge din voința lui, greșește. Și apoi își dă seama că s-a încurcat și revine la divin. Dacă el ar fi luat calea pe care o spune Dumnezeu, dar oamenii sunt mărginiți, întâi respectă poruncile mele și atunci voi fi în mijlocul tău și te voi îndruma în tot ceea ce faci, n-ar fi fost nevoie să ajungă în situații critice, că aici sunt drame de toate felurile, să moară întregi și mai departe. Ajungând într-o stare de neputință, că nu poți să facă nimic, că depinde de nu știu cine, viața lui depinde de alții, chestiile acestea. Deci lucrurile acestea nu s-ar întâmpla nici în viața noastră modernă dacă noi am face primele două porunci, pentru că primele două porunci dă naștere la orgoliu. Adică când introducem voia noastră în joc și punem materia pe primul plan, atunci spațiul acela se umple și Divinul are unde să vină și să ne susțină. Și atunci viața noastră este dramatică, adică trăim la limită întotdeauna. Oricând putem să suferim maxim, oricând putem să murim și apar situații în acestea extreme în viața de zi cu zi în care nu știm cum să le rezolvăm. Și asta vine tocmai din faptul că Dumnezeu nu este cu noi. Și ar fi cu noi dacă noi am fi desprinși, adică nici măcar gândul să nu îl ții la lume, adică să îți faci un proiect de viitor, să ai o țintă de atins, nimic, niciun gând la un rezultat pozitiv în viitor, dacă poți să faci lucrul acesta, viața ta este foarte frumoasă. Pentru că am observat la experiența aceea din Shangri-La cu propolisul, că a fost suficient să renunți la un rezultat bun în viitor și s-a schimbat situația de viață live, în direct. Da. Deci ce forță imensă are
Deci nu trebuie mult de făcut decât să-L lași pe Dumnezeu. Și ca să-L lași pe Dumnezeu, trebuie tu să-ți iei tot gândul de la lume, dar cum o să fie, că o să fie bine, nimic. Nu face niciun calcul. N-ai nevoie de niciun calcul, nici o proiecție în viitor, pentru că acolo unde proiecție de viitor este euul tău și ți se va opune. Și la oamenii aceștia văd eu niște drame. Deci în interiorul unei singure pagini, bă, ce lovituri sunt aici, în stânga și dreapta, mur, drame personale radicale, adică se comportă într-o formă din asta radicală, extremă, în care, nu știu, e o nebunie să te comporți așa, să fii. Dar și viața noastră modernă este în sistemul acesta. Funcționează tot așa, că nu știm ce ni se întâmplă și că am putea să, dacă suntem în el, am avea toată siguranța că asta înseamnă credință. Să-L ai pe Dumnezeu în mijlocul tău, în sufletul tău. Dar asta înseamnă ca tu să te retragi, să nu mai faci calcule, vise, așteptări, nimic. Toate lucrurile astea care țin de eu trebuie oprite, ca să poată să înaintează Divinul, ca să aibă loc unde să vină să te susțină. El abia așteaptă să ne susțină, dar uite că noi și oamenii ăștia de aici trăiesc fără el. Cu toate că știu anumite lucruri, când văd că nu mai au niciun fel de șansă, atunci ajung la el, se reîntorc la el. Și nu este normal. Când ar trebui viața ta de zi cu zi să fie așa, sau nu știu multe lucruri. Că nu știu că trebuie nici măcar gândul să nu-l ții la lume sau la un viitor fericit. Da. Da. Mai departe. Da. S-a întâmplat aici. Deci Dumnezeu oricum i-a promis niște lucruri lui David și nu a avut ce face. Adică exact ca în acele blesteme din Deuteronom, s-a uitat cum se întâmplă pentru neascultarea lui. E foarte interesant când ni se arată ce înseamnă că unul singur din neam nu ascultă, cum se duce pe generații. E foarte important, cred că, în acest moment, să realizăm că acest eu nu este nici de cum individual. Nu este. Vrea să pară, se zbate, dă din coate, se crede special, dar iată că este un nimic. Și că, de fapt, planurile lui Dumnezeu sunt pe o perioadă mult mai lungă, și cu adevărat pe generații. Deci, nu știu, pare o dramă, nu? Să-ți moară copilul la naștere. Cum i-a murit lui Batșeba, nu? Batșeba fiind mamă și lui David, le-a murit primul copil. Dar era necesar pentru aducerea în zero. Nu s-a mai întrebat nimeni că a fost botezat, că nu a fost botezat. Efectiv, acel suflet a venit bucuros pe pământ. S-a întrupat, a luat o boală și a murit. A trăit 7 zile și a murit. Și a făcut-o cu bucurie, din iubire. S-a sacrificat ca să aducă ceva în zero. La fel și fata lui, la fel și băiatului, la fel și celălalt băiat care l-a omorât pe fratele său. Deci, lucrurile acestea, iată că aici uciderea nu este absolut nimic rău, nici nu are o etichetă negativă. A fost doar o egalare de energie, o egalare de energie și se întâmplă lucrul acesta și în viața noastră de zi cu zi. Este o egalare de energie. Tot ceea ce trăim în jur este ca rezultat a acțiunilor pe care le facem. Același Opoziție lucru la cu. divin, la iubire. Cum putem Da. noi să, întrebare, cum putem noi să fim la acord cu el? Că aici doar asta este singura problemă. Ei nu sunt de acord. Voia lor merge într-o direcție, voia divină merge în altă direcție și intră în conflict. Da, Și atunci apare moartea sau drama. să fim asemenea lui, să nu ne facem idoli, nu, din nimic, să dăruim, să ne înfrânăm, să ne restrângem, să facem lăsare de sine, să ne supunem, să ascultăm, să facem slujire. Lucrurile acestea, toate lucrurile, toate aceste cuvinte au aceeași încărcătură energetică și se numesc Dumnezeu. Slujire, Dumnezeu. Dăruire, Dumnezeu. Lăsare de sine, Dumnezeu. Supunere, Dumnezeu. Și tot așa. Ele, de fapt, în spate, conțin cuvântul Dumnezeu. Ca orice alt cuvânt de altfel, ne referim acum cum să manifestăm starea Lui. La asta se referă. Manifestăm ceea ce este El prin acestea, fiind ca El. Da.
Se repetă de asemenea povestea din facere între Cain și Abel, între un frate și celălalt. Și cu aceeași durere este pedepsit David pentru ceva, pentru același motiv, pentru neascultare. Pedepsit cu ghilimele de rigoare. Nicio pedeapsă, este de fapt tot iubirea lui Dumnezeu. Dar și în facere se întâmplă același lucru, nu? Adam și Eva primesc această egalare prin moartea lui Abel. Neascultare. Deci asta, iată neascultarea la nivel dual unde duce. La moartea propriului copil, că e mai mare, mai dureroasă moartea propriului copil decât să moară părintele, practic. E mai dureroasă, nu pentru ego. Atât de mare trebuie să fie durerea pentru ego ca să-l scadă și să se primească energie subtilă în cazul neascultării, încât propriul nostru copil se poate duce. Atât de mare este, practic, neascultarea, cum ar veni. În termenii aceștia doar, că nu știu cum, e o binecuvântare, totul este o binecuvântare. Dar sunt lucruri de învățat aici. Și aș vrea să adaug ceva, că oamenii ajung în situații din acestea dificile prin faptul că două lucruri nu fac, nu se restrâng și nu slujesc suficient. Și neavând energie vitală, trebuie să fie aduși înapoi prin asemenea drame la tot pasul. Deci singura cauză este că omul se comportă autonom, adică independent de divin și își urmărește binele. Și acolo unde ego-ul crește foarte mult, adică crește îndreptățirea de sine din plăcerile vieții și e prea puțin rob pentru ceilalți, atunci divinul trebuie, prin situațiile acestea de viață, să vină constrângător împotriva lui. Deci așa văd eu, toate dramele astea care, pe care le suportă oamenii aceștia, vin din faptul că ei cred că sunt autonomi și lucrează întotdeauna pentru binele propriu. Adică nu fac, deci slujesc prea puțin oamenii și din cauza asta nu au energie vitală. Da. Aici poate este o întrebare așa care fiecare dintre ascultători se poate întreba. Oare de ce se rezolvă situațiile doar în momentul în care cedez? Acea poate cedare psihică pe care eu o numesc, nu? Când sunt într-o situație foarte grea de viață, ea se rezolvă automat în momentul în care spun nu mai pot, e gata, până aici, nu mă mai lupt, nu mai fac nimic de aici înainte. De ce se rezolvă? De ce? E foarte simplu, deci cu toții trecem prin lucrurile acestea. De ce s-a rezolvat situația aceea de viață prin acea cedare imediată? O să spațiu liber. A făcut spațiu liber. Păi și atunci de ce să nu aplicăm acest lucru în viața de zi cu zi, fără să fie necesară o asemenea scădere egotică a egoului? Asta e important de înțeles. Adică nu e nevoie să ajungi în situație extremă, nu ca să cedezi, când poți să cedezi de la început. Da, se poate așa, încet, încet, cât un pic, cât un pic. Dumnezeu știe și vede intenția, că ne vede și de la interior și de la exterior, nu? Și atunci El știe, lucrează cu noi. Atunci El e cu noi mereu și ne ajută. Pentru că astea sunt însușirile Lui, calitățile Lui. Dacă nici măcar milostivirea, iubirea nu sunt ale noastre, sunt ale Lui. Dar acolo intenția este foarte importantă. Deci dacă într-adevăr totul se rezolvă cu această cedare, cu această lăsare de sine, cu a înceta în a ne mai gândi la binele propriu, de ce să nu-l aplicăm mereu, cât putem, cât putem? Măcar, adică se poate încerca lucrurile din față, deci deja nu mai vin constrângător.
nu mai vin spre scădere, nu mai vin Deci condiția, voi să spui, peste asta. în a fi în acord cu Dumnezeu înseamnă a fi asemănător cu Dumnezeu. Adică a fi tot așa de rob ca și El. Ca să poți Da. să fii în acord cu El. De să fii rob ca Da. și El. Prin Da. asemănare. Dacă nu suntem robi, ne face el robi. Ne face Adică El robi, da. ne forțează, tot acolo se ajunge. Și uite Asta și tu este ideea. ce varietate imensă sunt dramele oamenilor. Pe lucrurile acestea se întâmplă și viața de zi cu zi, ce citim noi aici, ele sunt foarte actuale, ce vorbim aici. Nu este ceva ce nu s-a auzit. Adică moartea unui copil, violul propriei fete, nu? Nu știu, că frații se omoară între ei, lucrurile acestea le trăim în ziua de astăzi. Și iată de ce. Doar pentru neascultare și nelăsare de sine. Când se poate ajunge, când loviturile sunt atât de puternice încât te aduc în starea de îngenunchiere și de robie. Nu-ți mai dorești decât să se facă voia lui, că simți că nu mai ai putere să mai faci altceva. Ei, se poate trăi cu această stare, să nu am putere să fac ceva, recunoscând că Dumnezeu oricum face totul. Și de acolo preia El totul. Iar ca să putem să-i lăsăm puterea lui Dumnezeu, se face această lăsare de sine. Nu e necesar, nu este necesar să trecem prin toate aceste traume și drame în continuu, când putem să alegem cumva să facem lăsare de sine. Însă ambele situații tot acolo duc. Dacă nu cedăm, ne îngenunchează Dumnezeu, pentru că altfel am muri. Pentru că cu cât ne face mai mult voia proprie, cu atât partea aceasta egotică din noi, deci diavolul din noi, crește, sufocând sufletul. Iar sufletul, nemai având energie subtilă, comandă extinția. Iar dacă alege calea de lăsare de sine, practic sufletul, ego-ul tot scade și sufletul este încărcat cu energie subtilă. Cealaltă, tot la fel, crește ego-ul, vin din față greutăți pentru a-l scădea, deci tot în genunchiere, este în ambele poziții. Niciuna nu este practic mai ușoară decât cealaltă, niciuna nu e mai presus decât cealaltă. Tot acolo duc. Dar depinde cum. Voluntar sau forțat? Da. Atunci, răspunzând, regele a zis către femeie: Te rog să nu ascunzi de mine din cele ce te voi întreba. Greita femeie, poruncească stăpânul meu, regele. Deci a întrebat regele: Nu cumva mâna lui Ioab este cu tine? În toată această pricină, atunci femeia a răspuns astfel: Pe viața ta, stăpâne, măria ta, dacă poate să cârmească cineva la dreapta ori la stângă din tot ce a spus stăpânul meu, regele. Într-adevăr, robul tău, Ioab, este cel ce mi-a dat poruncă și care m-a apus în gura roabei tale toate aceste cuvinte. Robul tău, Ioab, a auzit această poveste ca să schimbe prin pildă înfățișarea lucrului. Însă stăpânul meu este înțelept cu înțelepciunea îngerilor lui Dumnezeu, așa încât știe toate câte se întâmplă pe pământ. Da, deci aici ne spune și care este probabil secretul în spatele înțelepciunii îngerilor lui Dumnezeu. Tot ea îi spune mai sus că el ascultă și binele și răul, regele David. Și pe urmă îi spune că aceasta este înțelepciunea îngerilor lui Dumnezeu, a asculta și binele și răul. Deci David nu separa. Asculta și una și cealaltă. Nu priva polarizat. Da. Uite, în legătură cu chestia asta, mă gândeam la Noul Testament. Iisus, pentru că se uita, încerca să facă minuni, să vindece, el privea lucrurile polarizat.
între bine și rău, împărțea în bine și rău, boală și vindecare. Deci polarizare, deci polarizarea nu este soluția. Deci acolo unde este miracol nu e soluție. Adică să vindeci o boală ca să ce? Să-l duci pe omul acela pe un nivel superior de suferință? Deci nu boala trebuia să o vindece Iisus, ci cauzele boii, care sunt împărțirea în bine și rău. Să-i învețe să unească contrariile, să nu mai absolutizeze virtuți. Și atunci nu mai era nevoie să ajungă să fie sancționat prin bol sau prin necaz sau prin sărăcie. Deci omul nu este de desconsiderat, nu îi se spune lucrurile acestea, nu le știe. Dar este atât de liniștitor și atât de... nici nu știu cum să o numesc. Când nu mai împărțim, când nu mai vedem ceva rău, când totul rămâne... Totul e bine, ca să zicem cumva. Totul este. Eu am înțeles, dar cum poți să o convingi pe prietena ta? Care Totul zice că... este? Da, care spune că sora ei este greșită. Că vinovații, că dacă vedem vinovații în afară, în momentul acela suntem diavol. Și cum putem să fim diavol? Înseamnă că la interior aveam foarte multe împărțiri și mai ales când suntem femei, ne uităm la supunerea față de bărbat. Pentru că în momentul în care putem să vedem vinovați în afară, Ne-am împărțit atunci. Da, nu avem supunere totală la bărbat, înseamnă că ni s-a tăiat legătura cu divinul. Asta înseamnă la femeie. Deci dacă eu sunt capabilă să văd vinovați în afară, înseamnă că am legătura cu divinul tăiată. Asta înseamnă că nu am ascultat de bărbat. Nu am făcut supunere totală. A fost acolo în gând o chichiță, o ceva, care m-a scos din Răzvrătire. supunere. Da. Da, m-a scos din supunere, mi s-a tăiat capul și în momentul ăla eu am fost capabilă să împart. Da, sau să absolutizeze virtuți și Da, de-aia. Da, da, Sau da. reguli. Bineînțeles că noi ascultăm aici lucrurile din Școala Iubirii și le aplicăm. Așa fiecare cum poate și așa mai departe. Dar sunt programele alea din spate. Noi am trăit deja, cât am trăit, 30, 40, 50, 60 de ani cu anumite programe. Ele nu dispar, nu se evaporă așa dintr-o dată în momentul în care începem și aplicăm ceea ce practic învățăm în Școala Iubirii. Ele se, zicem, închid așa prin unirea opuselor și prin argumentație. Ori de aceea eu am încercat să-i spun prietenei mele că în situația respectivă care mi-a descris-o, era în jur de 5 absolutizări, cam așa, dar erau bolovani din aia imenși. Ca absolutizarea vieții, spre exemplu. Aceea este unul dintre bolovanii foarte, foarte mari a noastră tuturor. Ăla când se spulberă, bolovanul ăla, spulberă încă câteva de pe lângă el. Cum ar fi boala, cum ar fi cancerul, cum ar fi lucrurile acestea. El spulberă foarte mulți alți bolovani puțin mai mici, absolutizarea vieții odată cu el. Și depinde acolo și de propria voință, nu? Dacă vrea să înceapă să lucreze. Adică eu am spus lucrurile acestea, alegerea a fost în continuu să spună că orică există vinovați în afară, orică în fine. Și atunci m-am oprit. Da. Da. Mai departe. Atunci regele a rostit către Ioab: iată că tu ai pus la cale treaba aceasta. Deci du-te, adună apoi pe băiat, pe Absalom. Și Ioab a căzut cu fața la pământ și s-a închinat și a binecuvântat pe rege și a zis mai departe: azi a cunoscut robul tău, Doamne, măria ta, că am aflat har în ochii tăi, întrucât măria ta a îndeplinit rugămintea robului său. Apoi Ioab s-a sculat și s-a dus la Gheșur și a adus pe Absalom la Ierusalim. Și regele a poruncit: întoarcă-se la el acasă, dar fața mea să nu vadă.
Astfel, Absalom s-a întors la el acasă fără să vadă fața regelui. Și bărbat frumos ca Absalom și foarte de lăudat nu se afla altul în tot Israelul. De la talpa piciorului până în creștetul capului, nu găsea la el niciun cusur. Iar când își tundea părul și se tundea din an în an, căci îl împovăra părul și de aceea îl tundea, greutatea părului capului său era de 200 de sicli, după cântarul regelui. Și s-au născut lui Absalom 3 fii și o fiică, pe care a numit-o Tamara și care era tare mândră la vedere. Și a stat Absalom în Ierusalim 2 ani, dar fața regelui n-a văzut-o. După aceea, Absalom a trimis să cheme pe Ioab ca să-l îndemne să se ducă la rege. Însă Ioab n-a voit să vie la el. Deci a trimis și a doua oară și tot n-a voit să vie. Atunci Absalom a zis slujitorilor săi: vedeți că țarina lui Ioab este vecină cu mine și are pe ea holdă de ors. Duceți și dați-i foc. Duceți-vă și dați-i foc. Și slujitorii lui Absalom au dat foc lanului. Și au venit robii lui Ioab cu el, cu veșmintele sfâșiate și i-au spus: oamenii lui Absalom au aprins o parte din holdă. Deci atunci s-a sculat Ioab și a venit la Absalom acasă și l-a întrebat: de ce au dat foc oamenii holdei de pe țarina mea? Răspuns a Absalom lui Ioab: iată, am trimis la tine oameni care să-ți spună: vino încoace, ca să te trimit la rege și să-l întreb de ce am venit din Geshur. Mi-ar fi fost mai îndemână să fi rămas acolo, ci acum vreau să văd fața regelui și dacă îmi găsește vreo vină, să mă dea morții. Deci Ioab s-a dus la rege și a împărtășit toate acestea. Apoi regele l-a chemat pe Absalom și el a venit la rege și el s-a închinat cu fața la pământ înaintea regelui. Atunci regele a sărutat pe Absalom. Capitolul 15. Răscoala lui Absalom și fuga lui David. După acestea, Absalom și-a înșghebat car și armăsar și 50 de voinici care alergau înaintea lui. Pe urmă, Absalom se scula de cu vreme și stătea lângă drumul care ducea în poartă. Și pe ori și cine avea vreo pricină de judecată și trebuia să se ducă la rege ca să-l judece, Absalom îl chema și vorbea: din care cetate ești tu? Și omul răspundea: robul tău este din cutare seminția lui Israel. Atunci Absalom îi spunea: vezi, pricina ta este bună și dreaptă, dar dinspre partea regelui nu este nimeni care să te asculte. Și Absalom adăuga: dacă m-ar pune cineva judecător în țară, oricine ar veni la mine cu vreo cărșenie de judecată, eu i-aș face dreptate. Iar când omul se apropia ca să se închine lui, el întindea mâna și l-apuca și îl săruta. În așa chip se purta Absalom cu toți cei din Israel care veneau să-și scoată dreptatea de la vodă și fura inima bărbaților israeliți. Când s-au împlinit 4 ani, Absalom a găit către rege: duce-mă să îndeplinesc la Hebron juruința cu care m-am legat cu Domnul, căci robul tău a făcut o juruință pe când locuiam în Geshur, în Siria, și am zis: dacă Domnul mă va aduce înapoi la Ierusalim, atunci voi sluji Domnului în Hebron. Și regele i-a răspuns: du-te cu pace. Și el s-a sculat și s-a dus la Hebron. Și a trimis Absalom îi scoade în toate semințiile lui Israel cu această ștafetă: când veți auzi glasul trâmbiței, atunci să strigați: Absalom s-a ridicat rege în Hebron. Iar împreună cu Absalom au curces din Ierusalim 200 de bărbați care fuseseră poftiți și mergeau în toată nevinovăția lor și care nu știau de această punere la cale. Și pe când Absalom aducea jertfele, a trimis să cheme din Ghilo, cetatea sa, pe Ahitofel, ghilonitul, sfernicul lui David. Astfel, răzvrătirea s-a întărit și gloata venea și sporea în jurul lui Absalom. Și a venit un vestitor la David și i-a spus: inima israeliților s-a întors spre Absalom. Atunci David a strigat către toți curtenii săi care se aflau cu el în Ierusalim: sculați-vă să fugim, căci nu va fi pentru noi altă scăpare din fața lui Absalom. Zoriți-vă și plecați, ca nu cumva, zorindu-se el, să ne ajungă și să aducă prăpăd peste noi și să treacă cetatea prin ascuțișul săbiei. Curtenii regelui au grăit către rege: orice cale ar alege să pună nostru regele, iată, robii tăi stau la poruncă. Orice cale la rege, stăpânul nostru regele, iată robii tăi, stau la poruncă.
Așa ar trebui să spunem despre omul din fața noastră. Da, exact. O ce cale vei hotărâ tu? Nu Eu știu. stau Da. aici și te Fac ce ascult și spun. fac ce zici. Da. Stau la poruncă. Oricum, omul din fața noastră este ca un rege pentru noi. Și așa ar Da. trebui să ne comportăm. Oricum, omul din fața noastră este superior nouă, indiferent ce este, cine este el. Deci, oamenii care îți vin în față sunt superiori întotdeauna. Și dacă ai un copil, e superior. În lumea de dincolo e mai sus decât tine. Deci, în fața noastră nu vin decât oamenii care sunt superiori. Ca să înțelegem că noi nu putem decât să fim supuși. Și asta este calea corectă. Da. Decât robi. Da. Eu, în lumea de dincolo, îngerul ăsta pe care l-am eu acum, pe pământ a fost un om de nimic. Dacă l-aș fi văzut, nu? Nimeni nu-i acorda nicio atenție. Știi? Era un om al străzii. E bine, un om al străzii e superior ție. În lumea de dincolo, deci toți oamenii care vin în fața ta sunt mai sus acolo. A fost șef, era șeful meu. În sensul că în momentul în care a dat drumul la iubirea aia spre mine, eu n-am putut să scap, n-am avut unde să fug. M-a constrâns să vin după el. Deci iubirea e poruncitoare acolo. Și a zis așa, uite, un om de nimic, pe care în lumea aceasta noi îl desconsiderăm și nu luăm în seamă. Acolo sus, în lumea de dincolo, șeful tău. Și am mai întâlnit situația aceasta spusă de doamna Valentina. De la ea s-a dus prietenul meu, acela cu jepi, s-a dus cu soția lui la ea și i-a zis, să știți că soția dumneavoastră în lumea de dincolo, dumneavoastră sunteți hițos, i-a zis prima dată, dar să știți că soția dumneavoastră în lumea de dincolo va fi șefa dumneavoastră. Ce se întâmpla? El întotdeauna a suprit-o și s-a comportat jignitor cu ea, adică, să zic, a călcat-o în picioare, chestiile acestea. Da, deci întotdeauna omul care este umil sau omul din fața ta, cine nimerește în fața ta e superior. Chiar dacă, spre exemplu, este un om bogat, omul acela care l-a întâlnit în fața ta e mai sus în de dincolo decât tine. Deci Poate noi... este un lucru de adăugat aici că ea nu s-a împotrivit. Chiar dacă el se purta așa cu ea, ea s-a supus indiferent, pentru că altfel nu ar fi fost mai sus decât el în nicio lume. Ea a respectat faptul că el este Dumnezeu primordial și s-a supus și a ascultat indiferent că o asoprea. A acceptat tot ce îi venea din față. Sigur, Da. Și a ieșit regele pe jos și toată casa lui și a lăsat 10 țiitoare să păzească palatul. Astfel, a ieșit regele afară cu toți curtenii săi după el și s-a oprit la casa cea de la margine. Și toată oastea lui mergea pe lângă el, precum și toți creții și pletii. Pe când toți cei din Gat, 600 de oameni, care veniseră pe jos după el din Gat, mergeau înaintea regelui. Atunci regele a zis către Itai din Gat: de ce nu vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu regele, fiindcă tu ești străin. Ba încă ai și surghiunit din patria ta. Ieri ai venit și astăzi să mergi cu mine în bejenie, dar nici eu nu știu unde. Întoarce-te și ia pe frații tăi cu tine, iar harul și credincioșia Domnului să fie cu voi. Însă Itai a răspuns regelui și a zis: pe Domnul cel viu și pe viața ta, Doamne, măria ta, în locul unde va fi stăpânul meu regele, ori la moarte, ori la viață, acolo va fi și robul tău. Răspuns a David lui Itai: atunci, haide și treci. Și a trecut Itai din Gat cu toți oamenii săi și cu toată familia sa. Și toată țara s-a jelit cu glas mare și tot poporul tot trecea, în vreme ce regele stătea în lunca Chedronului și toată gloata se scurgea pe dinaintea lui pe drumul care duce în pustie. Și apoi iată că Țadoc și Abiatar, care duceau chivotul lui Dumnezeu, au pus jos chivotul lui Dumnezeu până ce tot poporul l-a contenit și a ieșit afară din cetate. Atunci regele a rostit lui Țadoc și lui Abiatar: duceți înapoi chivotul lui Dumnezeu în cetate ca să rămână la locul său. Dacă voi găsi har înaintea Domnului, atunci el mă va aduce înapoi și mă va lăsa să văd iarăși chivotul și locașul său.
Însă dacă el îmi va spune astfel, nu mai am nicio îngăduință pentru tine, atunci iată-mă, facă el cu mine cum va găsi cu cale în socotința sa. Nu s-a împotrivit, s-a lăsat aici David. Facă Deci el cu nu am mine. nicio îngăduință pentru tine, atunci iată-mă. Facă el cu mine cum va găsi cu cale în socotința sa. Uite, asta este afirmația care se poate face în fața omului din fața noastră. Fă tu cu mine ceea ce socotești tu de cuvință. Asta Da. înseamnă să te lași pe tine în mâna lui. Da. Greu. 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 Învățăm. Învățăm. Suntem la școala iubirii. Așa că practicăm și vine. Așa câte un pic, câte un pic, Dumnezeu intră mai tare, mai tare, până când îi spune celui din față, facă-se voia ta după îngăduința ta și în socotința ta, ta. Deci zis a regele lui Țadoc, arhiereul, vedeți tu și Abiatar, întoarceți-vă cu pace în cetate împreună cu amândoi feciorii voștri, anume Ahimaaț, fiul tău și cu Ionatan, fiul lui Abiatar. Uitați-vă, eu voi zăbovi pe la vădurile pustiului până ce îmi va sosi de la voi vreun cuvânt ca să-mi aducă știri. Atunci Țadoc și Abiatar au dus înapoi în Ierusalim chivotul lui Dumnezeu și au rămas acolo. Și David s-a urcat pe suișul muntelui măslinilor și urca plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale. Așișderea și tot poporul care era cu el, fiind fiecare era cu capul acoperit și tot urcau și urcând plângeau. Atunci i-a sosit lui David această veste. Ahitofel este printre răzvrătiți împreună cu Absalom. Și David a răspuns, Doamne Dumnezeule, zădărnicești sfatul lui Ahitofel. Iar când David a ajuns pe vârful muntelui unde se rugau lui Dumnezeu, iată că iese înainte Hușai Arhitul, prietenul lui David, cu veșmântul sfâșiat și cu pulbere în cap. Atunci David i-a zis, dacă vei merge cu mine, vei fi o povară. Dacă însă te vei întoarce în cetate, să vorbești așa lui Absalom. Vreau să fiu sluga ta, măria ta. Am fost altădată sluga tatălui tău, voi fi de aici înainte sluga ta. În felul acesta, tu vei zădărnici spre binele meu sfatului Ahitofel. Căci hotărât vor fi acolo cu tine arhierei Țadoc și Abiatar, astfel încât orice știre pe care vei auzi-o din palatul regelui împărtășește arhiereilor Țadoc și Abiatar. Iată, acolo se află împreună cu ei cei doi fii al lor, Ahimaaț și a lui Țadoc și Ionatan al lui Abiatar și prin mijlocirea lor trimiteți la mine toate veștile pe care le veți auzi. Astfel, Hușai, prietenul lui David, a intrat în cetate, tocmai când Absalom sosea din Ierusalim. Capitolul 16. David pribegește. Absalom se urcă pe tron. După ce David trecuse cu ceva dincolo de vârful muntelui, iată că îi ieși înainte Țiba, robul lui Mefiboșet, cu doi măgari cu samarele pe ei încărcați cu 200 de pâini, 100 de ciorchini de struguri uscați, 100 de șiruri de smochine și un burduf de vin. Și regele a întrebat pe Țiba, ce vrei să faci cu aceste lucruri? Răspunse Țiba, măgarii sunt pentru familia regelui ca să încalece pe ei, pâinea și smochinele sunt de mâncare pentru slugărime, iar vinul este băutură pentru cei sfârșiți de oboseală în pustie. Și l-a mai întrebat regele, dar unde este fiul domnului tău? Răspunsa Țiba către rege. Iată a rămas în Ierusalim, că-și zicea, astăzi și din casa lui Israel îmi vor da înapoi domnia tatălui meu. Zisa regele către Țiba, iată al tău să fie tot avutul lui Mefiboșet. Zisa Țiba, mă închin până la pământ, de a-și afla har în ochii tăi, stăpâne, măria ta. Când regele a susit la Bahurim, a ieșit de acolo un om din neamul și din casa lui Saul, anume Shimei, fiul lui Gera.
și pe când venea încoace, blestema necontenit. Apoi a început să arunce cu pietre după David și după toți slujitorii regelui, măcar că toată oastea și toți vâinicii mergeau pe dreapta și pe stânga lui David. Și printre besemele lui și mei striga astfel: Cară-te, cară-te, ucigașule și om de nimic! A întors Domnul împotriva tot sângele vărsat în neamul lui Saul, în locul căruia ai ajuns tu rege și a dat Domnul stăpânirea în mâna lui Absalom, fiul tău. Și iată-te acum încolțit de nenorocirea ta, fiindcă ești un vărsător de sânge. Atunci Abishai, fiul lui Țeruia, a grăit către rege: Pentru ce această mortăciune de câine blestemă într-una pe stăpânul meu regele? Lasă-mă să mă repel la el și să-i retez capul. Însă regele i-a răspuns: Voi, fii al lui Țeruia, ce am de descurcat eu cu voi? Lăsați-l să blesteme, fiindcă Domnul i-a zis lui. Blestemă pe David! Da. Și atunci îl va ține de rău spunând: De ce faci una ca asta? Da. Deci, cu adevărat, David știa foarte clar că oricine îi vine din față este Dumnezeu. Foarte clar. Și știa că asta era voia lui Dumnezeu, nu se împotrivea. A avut așa și el un moment de neascultare, de neascultare în sensul că și-a făcut voia proprie. L-a făcut idol acolo. Dar avea foarte mare înțelepciune. Păi și în cuvintele astea, lăsați-l să blesteme, fiindcă Domnul i-a zis blestemul pe David. Și aici se simte iubirea care o avea pe Dumnezeu. Iubea blestemul, era... Lăsați-l să blesteme. Da. Fiindcă Domnul i-a zis. Da. Păi față de fiecare situație nu avem nimic de spus decât să o acceptăm. Da. Da, dar asta era și ieșirea, uite. El a știut foarte clar că acolo nu este nimic de discutat, voia lui Dumnezeu se face. I s-a spus de către Nathan că se va întâmpla lucrul acesta. N-a fost nimic de discutat. El a acceptat cu bucurie totul aici. Deci și blestemul vine tot de la Dumnezeu. Blestemul așa cum poate pune oamenilor, noi da, etichetă. cuvintele lor urâte, totul vine de la Divin. Da. Deci pe noi ne ceartă nu omul, ne ceartă Dumnezeu. Dumnezeu, da. Când știm asta, nu mai e nevoie să ne ceartă. Dispare ceartă. Și vinovații. Da. Apoi rostirea David. Vreți să mai ziceți ceva? Vreau să spun că ce frumos e școala iubirii, ce frumoasă e, ce elegantă este, ce bucurie poate să-ți dea. Nu mai aveți rău și vinovați. Te face fericit. E Și o îți dă ușurare. energie, îți dă energie. Fericirea asta îți dă energie divină. Da, păi este o ușurare, e o ușurare fantastică. Da. Neîmpărțirea aceasta în rău și bine și în acceptarea ce vine din față e o ușurare. De fapt, e fix pe invers. Atunci când nu ne alegem binele propriu, primim fericire. E fix pe invers, primim tot ce ne-am dorit vreodată. Corect. Pe invers. Fix pe invers. Primești tot ceea ce visezi. Da. Când cauți viața, o pierzi. Când nu o cauți, o câștigi. O câștigi, da. Și aici cuvântul viață, de o parte și de cealaltă, are înțelesuri diferite. Într-una e idol și în cealaltă este iubire. Înțeles. Și iar zice, lăsați-l să blesteme, că și Domnul i-a poruncit. Da. Deci Dumnezeu îi poruncește oamenilor să se comporte urât cu noi. Atunci Da. noi cu cine ne luptăm? Cu El. Păi uite, acesta este și răspunsul, nu? Pentru prietena mea.
De aceea nu putem să vedem vinovați în față, pentru că de fapt în față este Dumnezeu care te scade. Deci, practic, prin soră, frate, partener de viață, partenerul surorii, nu știu cine mai este, este Dumnezeu care vorbește pentru a te scădea. Pentru că sunt foarte multe absolutizări acolo care iau din energia subtilă a sufletului și te omoară. E bine în fața omului ca să te scadă. Da. Apoi a rostit David lui Abishai și către toți purtenii săi: Iată, fiul meu, care a ieșit din măruntaiele mele, umblă să-mi ridice viața, dar mite acest fiu al lui Beniamin. Lăsați-l să blesteme, căci Domnul i-a poruncit. Și mai întărește odată același lucru. Le mai spune odată. Poate că Domnul va căuta la ticăloșia mea și Domnul îmi va răsplăti cu bine în locul blestemului său de astăzi. Dacă accepti. Da. Vai, genial. A și spus. Deci dacă acceptăm blestemul din față, Domnul va răsplăti cu bine. Uite așa, în termeni ăștia duali, ca să ne înțelegem. În termeni non-duali și blestemul e tot un cel mai mare bine. De ce? Că răsplătește cu bine. Acum ne putem gândi la toate situațiile din viață în care am avut o greutate foarte mare. După ce am cedat și Dumnezeu a intrat și a rezolvat situația, după aceea n-a venit un mare bine din față? Și de unde a venit Mare. binele? A venit de la făcătorul binelui, de la cel care face tot binele din lume. Da. Și de la făcătorul blestemului, Și cel la care face făcătorul tot blestemului. blestemului din lume. El este și. Este clar. Păi să nu mai zicem Dumnezeu, să-i spunem și. Da. Da. Blestem și binecuvântare. Da. Înger și demon. Rău și bine. La un loc. Da. În același timp. În același timp. Ele se petrec în același timp, da. Tocmai că atunci când le separăm, le și facem pe linie temporală separat, temporală separate. Dar ele în non-dualitate sunt în același punct. Astfel, David și oamenii săi au mers în calea lor în vreme ce Shimei mergea pe coasta din față în dreptul lui David și blestema necontenit și arunca cu pietre spre David și zvârlea cu țărână după el. Și a ajuns regele și toată gloata care era cu el, sleiți de putere până la Iordan și acolo au răsuflat. Și Absalom cu toți bărbații lui Israel au sosit în Ierusalim însoțit de Ahitofel. Și când Hușai, Arhitul, prietenului David, ajunse lângă Absalom, Hușai a strigat către Absalom: Trăiască regele, trăiască regele! Atunci Absalom l-a întrebat pe Hușai: Aceasta este dragostea ta către prietenul tău? De ce nu te-ai dus cu prietenul tău? Dar Hușai a răspuns lui Absalom: Nu așa, ci acela pe care l-a ales Domnul și poporul acesta și toți israeliții, al aceluia sunt și eu și lângă acela rămân. Afară de aceasta, pe cine voi sluji eu? Oare nu pe fiul său? Precum am slujit înaintea tatălui tău, tot așa și înaintea ta. După aceea Absalom a grăit lui Ahitofel: Dați-ne un sfat, ce trebuie să facem? Răspuns Ahitofel către Absalom: Intră la țiitoare tatălui tău pe care el le-a lăsat ca să păzească palatul. Și când va auzi tot Israelul că ai întărătat urgia tatălui tău, bine vor curaj toți cei ce s-au dat de partea ta. Lucru care îi spusese Dumnezeu prin Natan lui David, îi va păta patul, intră la țiitoarele lui. Atunci au întins pentru Absalom un cort pe terasa palatului și a intrat Absalom la țiitoarele tatălui său în fața întregului Israel și a spus că o va face, așa s-a exprimat Dumnezeu, că o va face în plină zi. Nu va face nici noaptea, nici pe ascuns, cum a făcut el cu Urie, omorându-l prin amoniți. Și el o va face în plină zi ca să știe tot Israelul.
Și n-a spus că o va face Absalom, a spus că el o va face mai sus, când am citit mai înainte. Deci Absalom nu poartă nicio vină, Dumnezeu prin Absalom face totul aici. Iar sfaturile lui Ahitofel pe care îi le dădea în acele zile erau luate în seamă ca și cum ar fi fost povață cerută de la Dumnezeu. Așa erau toate sfaturile lui Ahitofel prețuite și de David și de Absalom. Și de David și de Absalom. Tola și și. Asta înseamnă că uneori avem voință proprie și facem ceva de capul nostru, dar alte ori Dumnezeu ne ia mintea și ne duce în cine știe ce situație critică ca să învățăm ceva, să ne corecteze de ceva în viitor. Și de cele mai multe ori din față vine numai El. Nu sunt oameni. Adică nu de cele mai multe ori, întotdeauna din față. Întotdeauna vine numai El. Și noi nu avem cu cine să luptăm. Da. Dacă ai această înțelegere, devii umil. Merit. Și aici el a fost foarte clar, nu? Când i-a spus lui David, pentru ceea ce ai făcut, asta se va întâmpla. Eu voi face asta, eu voi face asta, eu voi face asta. Deci nu a venit Dumnezeu și a spus, fiul tău Absalom va face asta, fiul tău Amnon va face asta. Nu, el a spus foarte clar, eu voi face asta, asta și cu asta. Deci este clar că aici Absalom, Amnon, Tamara nu au avut niciun aport. Au executat, practic, ce a spus Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a lucrat prin ei. Deci nu este nimeni aici de învinovățit. Așa s-a adus totul în zero și Dumnezeu a lucrat prin ei. Dar e Dumnezeu acolo. Așa cum s-a întâmplat. Pare o situație din exterior văzută a propriul fiu, i-a luat tronul tatălui cât el încă trăia și a intrat la țiitoarele lui în timpul zilei, nu? De a văzut tot Israelul. Dar aceasta a fost voia lui Dumnezeu și așa a și vorbit Dumnezeu înainte să se întâmple. Așa a și spus că se va întâmpla. Că el va face lucrurile acestea. Deci nu e nimeni de vină. Absalom nu are nicio vină. Este Dumnezeu care a lucrat așa, pentru că aceasta era voia lui. Corect. O să spun aici că noi suntem învățați în lumea noastră modernă datorită științelor care merg pe orizontală și iau cauzele lucrurilor una din alta, dar pe orizontală. Când noi vedem aici în Vechiul Testament, cauzele lucrurilor sunt apropiere sau depărtare de Dumnezeu, sunt pe verticală, sunt invers. În condițiile acestea, un singur lucru ar trebui să înțelegem noi, că din față vine numai Dumnezeu. Și când înțelegem lucrul acesta, cade reacția, cade judecata și cade supărarea și furia și ura. Nu mai avem cu cine să ne luptăm. Și când lăsăm armele jos, atunci înaintează el. Deci este exact ceea ce au scos ei. Pentru că ei au zis că este, nu știu cum au zis, că am uitat, când îl vezi pe Dumnezeu peste tot, au zis că este, nu știu cum. Deci nu este normal. Panteism. Așa, panteism, așa. Și nu este corect și nu este adevărat, că zice peste tot în Biblie că eu sunt peste tot. În facere, da. Nu? La Evanghelia lui Ioan scrie foarte mult lucrurile acestea. În toate capitolele pe care le-am citit. Da, da. Cum să nu poți să-L recunoști tu că pătrunde totul? Pentru că dacă le recunoști că pătrunde totul, nu mai poți să-L faci păcătos pe Dumnezeu din fața ta. De aici e tot șpilul. Și de aici se vede că este o lucrătură și că nu este adevărat nimic din Noul Testament. Nu poate să fie adevărat să fie acuzat Dumnezeu. Sau să vină omul să vindece, să se facă minuni. În condițiile în care aici Dumnezeu e mereu în fața ta și lucrează prin tine. Ce să facă omul minuni? Adică îl dă la o parte pe Dumnezeu. Uite, Dumnezeu le face. Da. Tot timpul în Vechiul Testament îl intervine în toate situațiile de viață. Intervine prin blesteme, adică prin situații dificile că te-ai depărtat de el. Intervine prin susținere că te-ai apropiat de el și faci voia lui.
Păi, altceva mai mult decât asta există? Nu poate să existe un om care să facă minuni și miracole. Că de la o parte pe Dumnezeu, care oricum ce face El este minunat, lucrarea Lui este sfântă. Nu, este... ne-am tâmpit de cap. Și am creat această societate societate în care noi așteptăm să vină medicul, să vină psihologul, avocatul, politicianul să ne facă viața frumoasă. Aici probabil Dumnezeu le-a și îngăduit și cu o disperare, probabil cu un foc arzător din iubire pentru noi, a și lăsat lucrurile astea să se întâmple. Și tot El este și acolo, pentru că nu mai știa ce să facă ca să ne aducă înapoi la El. Și iată că au apărut bolile, au apărut depresiile, au apărut anxietățile, atacurile de panică, eu mai știu ce mai este. Tot felul de aceste lucruri doar ca să ne întoarcem înapoi către El. Și de altfel au apărut și oamenii care se ocupă de lucrurile acestea, prin care tot El lucrează, în Da. funcție de cum noi ne comportăm, El salvează. Corect. Prin aceștia, că altfel nu înțelegem. Așa E avem. același timp ca atunci, așa, la fel Da. de răzvrătiți suntem ca atunci și Da. nimic nu ne Păi schimbă. parcă citim lucrurile de actualitate, nu e? Da. Războiul acesta care l-au avut ei ani de zile cu, nici mai știu cum se numesc, toate neamurile respective. Și astea sunt metafore, metafore. Sunt metafore pentru ziua de astăzi, nu este neapărat un război, ci o, nu Da, știu, și noi mulțumire. intrăm în conflicte de astea cu criza economică, cu criza financiară, suntem tot într-un fel de Da, războaie de război. Sunt conflictele individuale. astea făcute de la idoli. Deci ne cuceresc lucrurile astea, ce ați zis, criza financiară, ce mai este, din idolatrie. Ei au putere să ne cucerească prin faptul că avem idoli. Corect. Super spus. Și este absolut minunat și așa, pentru că iată că vine o scădere masivă a egoului, la egoului comun de data aceasta, deci la mintea comună, vine cu o scădere masivă. Deci Dumnezeu, Orașele 15 minute. 15 minute, CBDC-ul, ce mai o să vină? Ele o să mai dureze o vreme, dar în următorii maxim 10 ani o să fie foarte multe deja implementate și o să se dezvolte o metodă prin care să raportăm consumul de dioxid de carbon. La nivel de, există ceea ce se numește trei scopuri. Scopul 1, 2 și 3. Scopul 1 și 2 deja pot fi controlate de emisia de carbon. Scopul 3 nu poate fi controlat încă. Încă. În curând va fi. Vor găsi o modalitate, mai ales cu aceste orașe de 15 minute, în care se face scanarea la față, automat. Și se va vedea. Uite, toată nebunia aceasta cu încălzirea globală se poate înlătura printr-o singură poză. Cum stă Pământul față de Soare? Soarele este, uite, așa de mare și Pământul e un punctuleț. Cum poate punctulețul să influențeze ceva? Că nu poate să influențeze nimic. Imensitatea asta n-are, totul e absurd. Da. Dar oamenii nu E un gândesc. fir de praf pe lângă soare. Un fir de praf. Da, e foarte mic lângă soare. Da, mă gândesc totuși oamenii de știință care înțeleg chestiile acestea, de ce tac? Sau sunt amenințați și ei sau chestia asta, cine știe? În funcție de, vă referiți la încălzirea globală? Da, cei care înțeleg faptul că Pământul e ceva foarte mic și Soarele e ceva imens. Da. Deci ceea ce e mic nu poate influența ceea ce e mare. Nu, așa este. Mai mult decât atât, au și descoperit că stratul de ozon se reface. Deci e o minciună că nu s-ar reface. Corect. Deci atunci, de fapt, această încălzire globală, ea există,
dar este dată de interiorul nostru, de Unde împărțirea există? aceasta. Că la noi este, a venit iarna, e 1 metru de zăpadă în nordul țării. Au Da, înghețat florile. în sensul acesta. Deci se inversează anumite aspecte. Pentru împărțirea care noi o avem în interiorul nostru, întreaga natură. E dată peste cap. Da, ia, deci și natura se sacrifică pentru. Da. Și natura, tot. Da. Se sacrifică ca să existe acolo o echilibrare, o, să aducă niște energii în zero, niște absolutizări în zero. Da, ne va duce. Restricțiile acestea au un rost, să ne ducă în zero. Ne ia toate lucrurile pe care le-am preținut pe mai multe, este exact, sunt primele două porunci. Executarea primelor două porunci. Da, așa este, da. Ne desprindem cu forță. Și acum, dacă știm regulile, trebuie să ne desprindem benevol, ca să nu mai adăugăm mai mult bine la noi, ca să nu ni le ia pe toate. Deci acum, spre exemplu, să-ți iei o poșetă în plus, față de poșeta pe care o ai, este periculos. Da. Că nu ai energie, îți mănâncă din viață. Și dacă poșeta ar fi ultimul lucru, sau prăjitura aceea ar fi ultimul lucru care ar fi nevoie ca să deregleze balanța, te poate omorâ poșeta sau În sens. prăjitura. Păi, ce depășește strictul necesar? Da, aici ne ia. Și totul vine din Ce? faptul că lumea, materia, nu poate să fie făcută primordială. Trebuie să rămână secundară. Tot timpul să nu te preocupi cu totul de dimineața până seara pentru ea. Să mai uiți, să mai o lași. Da. Te mai duci la un teatru, vezi un film, participi aici la Școala Iubirii, la luptele de gladiatori. Între bărbații aprici și femeile aprice. Bărbații afli și femeile supuse. Atunci nu se mai luptă, că nu mai au cu cine. Dar de ce să ne luptăm? Dar vezi ce chestie, e suficient ca femeia să fie supusă și atunci bărbatul e și el supus. În oglindă. Păi femeia nu... bărbatul nu... În momentul în care femeia e supusă, bărbatul nu mai știe ce să-i facă. Corect. Că el vrea să fie iubitor. Da. Tot ce își dorește este numai să-i Îi dea de dă toate. totul. Când e supus, îi dă totul. Da, e de totul. De totul. Se gândește la ea, îi cumpără cadouri. Observă că n-are haină și zice, o să-ți cumpăr o haină, că nu-ți mai este bună cea pe care o ai. Din proprie inițiativă. Da, fără să-i ceară. N-am cerut nimic, nici n-am vrut să-mi iau. Mi-a cumpărat haină, mi-a dat comandă. Venit acasă. Dar ce te faci? Că Simona îi spune că soțul ei îi place să umble rupt și deșirat, cu coatele rupte, cu... Foarte bine. Păi ce treaba am eu cu Dumnezeu, cum vrea eu să umble? Uneori, nici nu mai stau să mă mai gândesc, oare, uneori, într-adevăr, atunci când îmi zice anumite lucruri, mă gândesc dacă e ceva din interior, dar uneori nu vine gândul acesta și dacă nu vine, atunci așa lasă în pace, doar zic, e doar de acceptat, altceva ce să mai... Bine, Doamne, dacă așa vrei Tu... Uneori nici nu mai sunt de întrebat, oare de ce facem așa? Bine, facem așa, cum zici tu. Da. Bun. Mulțumim frumos. Pe mâine. Mulțumesc și eu, pe mâine.